fi de făcut, că e adevărat în afara ordinii de zi, dar cred că sunt de interes general. Prima observație, domnule președinte, e legată de modul în care circulă documentele în cadrul Consiliului Județean. Noi am lansat în cadrul Comisiei de Cultură și cu votul, da, mai precis, cum nu circulă, noi am lansat acea linie de finanțare pentru program dedicat centenarului Mariului și constatăm că, de fapt, suntem în situația în care un aplicant, un ONG, care activează în zona culturală, depune la registratura Consiliului Județean un proiect pe data de 22 septembrie 2017. Au trecut 2 luni și jumătate, nici până astăzi acest proiect n-a ajuns pe masa Comisiei de Cultură. Vă rog să mă credeți, dar eu m-am săturat să apar la diferite dezbateri sau întâlniri culturale în care oamenii reclamă faptul că aduc proiecte pentru Comisia de Cultură și care, de fapt, nu ajung pe masa Comisiei de Cultură. Nu căutați acarul pe un, nu vreau explicații de natură tehnică, pentru că cu toții cei care suntem aici știm că aceste hârtii circulă fix în funcție de voința unui om care se numește domnul Marcel Popa. Da? E inaccesibil să dureze o hârtie 2 luni de zile și să nu ajungă pe masa Comisiei de Cultură, închei acest proiect. Este vorba de un proiect care cerea de la Consiliul Județean 16.500 de lei și care aducea în județul Iași 65.500 de lei. 500. Pe de o parte, clamăm faptul că, sau uneori ne lăudăm atunci când sunt inițiative ale executivului, că vin bani, eu v-am dat cuvântul pentru ordinea de zi, pentru ordinea de zi. Nu la diverse. Nu la diverse, că știm cum tratați diverse. Dar nu știu că eu și vreau să știu cum tratați eu. Și îmi pare rău că nu este astăzi domnul Marcel Popai, pentru că l-aș fi felicitat pentru eșecul monstruos legat de proiectul centenar. Am avertizat în plen Consiliul Județean că acel proiect rușinos care a fost, pentru care s-a cerut finanțare de la Guvernul României din fondul de rezervă. Domnul nu este un proiect fiabil. Nu s-a întâmplat nimic. Cineva trebuie să explice. Asta cereți când este de voi. Cineva trebuie să explice ieșenilor de ce un program anunțat cu mult faș și multă aplomb nu s-a întâmplat absolut nimic și nu a fost aplicat nici măcar o acțiune.